la SPP, dă la toate organele statului, nu l-au putut localiza. Ori, vă spun acum, vă dau un scris, dacă OTV emitea când a căzut Iovan, bă, nu știu dacă dura o jumătate de oră sau o oră până când îl localizam, pe ce mod? Suna un telespectator, zice, domnule, eu am văzut un avion, dura, dă fum, nu știu ce, în comuna Cutare. Altul zicea, eu am văzut elicea avionului în comuna Cutare. Și dând trei telefoane, dând trei mesaje, pe WhatsApp, pe Telegram, eu zic că îl găseam pe bietul om și trăia și acum. Deci, cei care au închis OTV-ul, cei care au ucis OTV-ul, l-au omorât și pe Iovan. Asta așa că să vorbim de cazuri de notorietate. Cazul din Caracal. V-am povestit pe scurt, la începutul acestui expozeu și vi-l repet și acum ca o concluzie. Luăm de bun ce spun autoritățile, deși eu nu cred. Acolo o să facem o seară specială despre cazul Dincă, fiindcă acolo s-a întâmplat eu să fiu din Caracal și să știu anumite lucruri pe care dumneavoastră nu le-ați aflat, că eu n-am avut unde să vi le spun. Deci în cazul Caracal, o fată, da, o fată ia autostopul și o omoară Dincă, da? Mergem pe repede înainte, pe părerea autorităților. Păi bă, frate, dacă se întâmpla asta, OTV emitea, a doua zi, a treia zi, probabil prelua cazul, familia respective, fete, ne scria, nu știu ce, ne trimitea o poză. E clar, da? Aici nu mă contraziceți, OTV începea dezbaterile. Păi când OTV începea dezbaterile, voi credeți că Dincă, dacă el e asasinul, cum se uita el așa la OTV, crezi că îi mai făcea a doua crimă? Sau fata asta, a doua, să mai urca ea în vreun taxi, într-o mașină, după ce vedea că o fată din aceea zonă a fost luată, a fost răpită, nu știu. Deci, credeți-mă pe cuvânt, vă spune nenea Dan, a doua fată din cazul Dincă trăia și acum. Deci, ăștia care ați omorât OTV-ul și care acum vă uitați la TikTok, ați ucis și pe cea de-a doua fată din cazul Dincă. Da? Să fie clar. Pe Iovan și pe cea de-a doua fată. Acum, trecem la cazul Șacalu, că ăsta e acu în zilele noastre. Cazul Șacalu, ce se spune? Că a prins o fată, nu știu, a omorât-o acum două luni, după aia el a benchetuit, a trăit bine, a furat mașina și a mai omorât o fată. Bă, oameni buni, bă, nu sunteți sănătoși? Păi dacă ăla Șacalu a omorât o fată, a dispărut o fată, păi familia aia spunea direct în redacție la OTV, cu jalba în proțap, domne, ne-a dispărut fata, aia s-a furat mașina, poliția nu face nimic, nu știu ce. Începea OTV-ul. Ce să facă OTV-ul? Hai să o căutăm pe fată, hai cu tare, cu tare. Și atunci, ce făcea Șacalu, dacă el o fi criminal? Eu zic că Șacalu se uita la OTV și zicea, aoleu, ce mă fac? Nu mai răpesc nicio fată. Asta e, mai stau cu minte o perioadă. Deci fata a doua, dacă nu ar fi alte patru, atenție, că zic ăștia că Șacalu a mai omorât încă patru fete din Constanța. Eu n-am văzut pozele acestor fete dispărute în ce hal. Șacalii ăștia din Constanța, adică polițiștii constanțeni, fac anchete pe acolo, că au dispărut patru femei, patru doamne, din luna iunie sunt dispărute și ei n-au dat pozele. Bă, undeva, măcar la presa locală, la presa centrală. Bă, frate, hai să căutăm femeile astea. Nu costă niciun ban. Ei n-au făcut treaba asta, nu știu de ce. Acum spun că e Șacalul posibil să mai fi omorât încă patru persoane. Păi dacă e așa, Șacalul a omorât șase persoane, din care, dacă era OTV, o omora doar pe prima. Restul de cinci scăpau. Că, repet, să liniștea Șacalul, iar fetele se însemnau și ziceau, bă, nu mai ieșim din casă la ora asta, că uite, unul pe aici, pe în zonă, pe în Constanța, care își face de cap și omoară femei cum omora râmarul pe timpuri. Deci, să fim bineînțeleși, cei care au ucis OTV-ul, au ucis așa, pe Iovan, o fată din cazul Dincă și cinci fete din cazul Șacalu. Asta ca să vorbim de lucrurile de mare notorietate. Câte nu s-ar fi întâmplat? Câte n-ar fi ajuns la OTV? Vreau să vă spun de cazul Hexi Pharma, când ăla să sinucide sau nu, OTV-ul e închis, păi ce să mai ajungea la situația aia dacă cazul Hexi Pharma a debutat, ca să zic așa, cu câteva zile înainte ca ăla să se omoare sau să fie omorât? Păi dacă ajungea cazul Hexi Pharma la televizor și eu zic că ăla, și dacă vrea să se omoare, nu să mai omora, sau uciga și lui, mai stătea o tură, să mai gândea un pic dacă să lichideze sau nu. Hai să mergem mai departe. Al arterii. Ăsta cu Parlamentul, cu incendierea Parlamentului, care am înțeles că mulți, mă rog, îl felicitați că s-a gândit unul să dea foc la Parlament. Dar dumneavoastră ați auzit că el acolo, când a dat cu incendiul ăla, cu gazul ăla, cu benzina, el a incendiat sau, mă rog, a aruncat benzină și pe o doamnă. Și doamna, auziți ce chestie, doamna era soția sepepistului care s-a omorât sau a fost omorât de tramvaiul ăla
condus sau nu de un vatman drogat. Deci fiți atenți aici, ce încurcătură, mai ceva ca la OTV. Adică un piroman intră în Parlament, da? Și aruncă o sticlă incendiară. Bun, până aici asta e știrea. Aflăm însă mai târziu că sticla incendiară, cum a aruncat-o el, sare sau e foarte aproape de o doamnă. Doamna se sperie foarte tare. Da? Cât pe aceea să omoare, să-i dea foc lui doamna aia. Doamna era vânzătoare într-un magazin alături de unde a aruncat-o la sticlă. Doamna avea un soț. La SPP, frate, nu orice soț. Bă, SPP-istul, să gândește el când merge în paralel cu un tramvai, să taie calea tramvaiului, tramvaiul îl taie pe el în două, moare SPP-istul și vadmanul, auzi, vadmanul drogat. Ați mai pomenit vadman drogați? Mă gândeam că sunt drogați, mă rog, alte persoane, dar nu și vadmanii. Deci este un caz care, de asemenea, nu știu dacă ajungea pe buzele OTV-ului, eu cred că altfel se scria istoria. Vreți să vorbim de inundația din Galați, în care v-am făcut o postare, în care v-am arătat patru știri postate de apele române și șterse a doua zi? Păi e posibil să vă mintă ăștia de la Meteo, că na, și ăștia de la Meteo țin de guvern. Să vă spun ăștia de la Meteo că a plouat atât de tare noaptea de 13 spre 14 septembrie, lângă Galați, încât au venit inundațiile. Perfect până aici. Da, frate, mâna lui Dumnezeu ne-a inundat ca și în alte țări, și în Polonia și în Ungaria. Bine, până aici perfect. Dar ce te faci că apele române transmit patru comunicate noaptea de 13 spre 14, în care spun așa, pe la ora 5 dimineața, mă, a început ploaia pe la 4, conform meteorologiei. La 5 dimineața se rupe un baraj, un baraj privat, un baraj piscicol privat, mare, de 200.000 de metri cubi. La 6 dimineața se rupe alt baraj privat, piscicol, mare, comunicat apele române. Pe la 9 dimineața zic guvernanții că rup ei dirijat un baraj. Bă, adică s-au gândit ei ce bine ar fi să mai rupe ei un baraj. Dimineața până la 9. Mă umflă râsul că dormeau guvernanții dimineața la 9, că era duminică. Dar mă rog, trecem peste asta. Și pe la ora 11 mai rup un alt baraj, zice apele române. Cert e că aceste patru comunicate postate în ziua aia, eu le-am făcut de asta poză la comunicate, că, na, sunt curios din fire, sunt tot evizi din fire, au fost șterse și ni se prezintă pe urmă o poveste că inundațiile astea au fost atât de mari, cum nu s-a mai pomenit de la Arca lui Noe până acum. Părerea mea sinceră este că digurile s-au rupt nu știu din ce motiv. Intenționat, neintenționat, în greșeală, de nu știu. Și digurile, într-adevăr, revărsate, vă dați seama, patru diguri pe capul gălățenilor, i-a făcut praf, praf și pulbere. Acum că ei au mermelit autoritățile, că de fapt a plouat tare, că de la Dumnezeu, că și la Craiova au fost niște inundații. Dar ce Craiova? Și la Iași au fost. Dar și la Budapesta. Deci l-au mermelit așa încât de alea patru baraje văd că niciun procuror nu se mai sesizează. Cine le-a spart, de ce le-a spart? Or fi costat și alea bani? Cine plătește banii pe barajele respective? Deci este un caz, văd, extrem de nedezbătut de către presă. Un caz care mie mi-a sărit în ochi. V-am povestit toate astea ca să închei cu următoarea poveste. Următoarea, o poveste care pe dumneavoastră, mai ales și tinerii, v-a marcat cazul ăsta Elodia. Cazul ăsta Elodia, trebuie să știți că n-ar fi existat niciodată dacă eu ăsta, mai mult în carne și oase, mai mult oase, nu aveam un obicei pe vremea aia când apăreau ziare tipărite, să le citesc când ieșeam din emisiune la 3-4 noaptea și aveam și inclusiv un ziar Mesagerul Transilvan, ceva de genul, care apărea în Brașov, un ziar local. Și acolo, undeva în interior, mi-a reținut titlul unei știri, atenția, că nu le citeam cu atenție, răsfoiam așa toate ziarele, că erau multe ziare. Și am citit un titlu care suna așa, Avocata Eloida, deci nu Elodia. Și m-a frapat numele ăsta, Eloida. Bine, nici de Elodia nu mai auzisem vreodată. Dar să citești Avocata Eloida, ce Avocata Eloida a dispărut de acasă, primul rând. Dedesubt, rândul al doilea m-a șocat și mai tare. Rândul al doilea zice așa, soțul ei, virgulă, polițistul, cioacă. Vă dați seama ce nume avea și polițistul, ce nume avea avocata, ce nume avea... Soțul ei, polițistul, cioacă, este bănuit de implicarea în dispariție. Luați dumneavoastră toate știrile de dispariții de dinainte de anunțul ăsta și de după. Cred că au fost, eu știu, 100.000 de dispariții în ultimii 30 de ani în România. Toate anunțurile de dispariție sunt așa. A dispărut Cutărescu, ochi verzi, îmbrăcat în training negru, pantofi albi, înălțime 1,65. Cine o vede, sunați la poliție. Mă, toate anunțurile sunt așa. Anunțul ăsta, fiți atenți ce vă spun acum, anunțul ăsta dat de poliția din Brașov, la ziarul din Brașov, bă, suna diferit. Zicea Avocata Eloida,
Deci eu ar fi greșit numele, nu știu, că dacă era avocata lor, trebuia să știe că e Elodia. Câte, Doamne iartă-mă, Elodie stă fie în Brașov? Una. Da? Îi zice Eloida. Ok. Când am cerut o poză, am uitat să vă spun, ne-au dat o poză care era a ei de când era tânără la liceu. Nu semăna cu ea. Și avocata Eloida a dispărut. E implicat în dispariție. Auzi, de unde știau ei că e implicat în dispariție? Polițistul cioacă soțului. Bun. Și am rupt așa, cum vă arăta cu că așa rupeam ziarele. Aveam răbdare să tai cu farfeca. Și le aruncam într-o tăviță unde dimineața la ora 9 veneau colegii din redacție să instrumenteze cazurile respective. Și din tăvița aia se înfruptau colegii mei și își luau subiecte și eu a doua zi când am ajuns la OTV, am ajuns cu câteva minute înainte de emisie și